este de a face liniște, de a vorbi civilizat, a se scrie la cuvânt prin ridicare de mână. Domnul președinte o să dea cuvântul tuturor celor care doresc să-și exprime un punct de vedere și obiectiv răspunsurile care vor fi solicitate prin interpelările formulate de dumneavoastră, o să primiți răspuns la ele. Să le dați voie și la cei care să se pot să intre aici. La urmă. Sunt publice, dar la urmă. Domnul, înainte de începerea ședinței, doresc bine au venit domnii oaspeți, domnul președinte Mircea Man, președinte Consiliului Județean, domnul deputat Corin Petaru, domnul reprezentant de la OAC și reprezentanța comunității din comună. Vă rog frumos, dacă puteți, mai veniți, că mai este un pic de loc aici, cine dorește, dar să fim cât mai civilizați și să spune cuvântul la obiect. Având în vedere, cei 13 consilieri sunt prezenți tot, ședința este statutară. Am să dau... Vă rog frumos, am să dau o citire ordinii de zi a ședinței din 5 decembrie. Înainte de a citi punctul de pe ordinea de zi, datorită faptului că avem o solicitare adresată Consiliul Local, propun suplimentarea încă a unui punct pe ordinea de zi privind solicitarea aprobării unui referendum local pe această temă și o să rog suplimentarea, deci cu două puncte pe ordinea de zi și dumneavoastră să mă rog să supuneți atenție. Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi? Punctul numărul 1, domnul primar, vă rog frumos să-l citiți și punctul numărul 2, atunci... O să dau citire solicitării unei adrese adresate Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița. Către Consiliul Local al Comunei Dumbrăvița, domnului primar. Având în vedere nemulțumirile cetățenilor referitoare la deschiderea topitoriei de aluminiu, considerăm că la această dată ar trebui organizată o consultare a cetățenilor și de aceea vă solicităm organizarea unui referendum pe această temă. Trebuie spus că nemulțumirile se leagă de faptul că operațiunile de topire, rafinare și turnare a aluminiului sunt generatoare de poluanți atmosferici care vor fi emiși în interiorul halei, în care va funcționa instalația evacuarea lor făcându-se în exteriorul halei, cu ajutorul instalației care se va, cu ajutorul ventilatorilor care vor asigura aerarea halei. 4 ventilatoare, fiecare cu un debit de 6.800 m³/s. De asemenea, nemulțumirile se leagă și de următoarele. Faptul că se induce ideea că, de fapt, autoritățile locale au știut că se dorește deschiderea unei topitorii de aluminiu încă de la început, deși cetățenii s-au exprimat împotriva deschiderii acestea de la bun început. Topitoria de aluminiu va analiza de sig, va utiliza deșeuri, lingouri cumpărate de la terți și metale prin aliere, fără a se face referire la cei care vor furniza aceste lingouri sau calitatea lor. Studiul prezentat de către OAC în vedere obținerea autorizației de mediu se raportează la o cantitate de 18,96 tone pe zi, care nu este deloc justificată, nu rezultă de niciun calcul, iar singurul lucru care se pare a fi urmărit în această cantitate fiind aceea de a se situa sub limita de prag de 20 de tone pe zi, care ar presupune autorizația integrată de mediu, deci decizia Clujului. Nimeni nu garantează că, nu se va depăși această cantitate pe zi, mai ales că până la această dată nu s-a dat un răspuns clar de ce apar două documentații cu instalații de topire de capacități diferite. În prima documentație sunt două instalații de 6,8 tone fiecare, iar în a doua documentație două instalații de 2,64 tone fiecare. Dezbaterea publică organizată de către OAC împreună cu cei de la mediu a fost o compromisă din start din inițiativa OAC de a-și comasa toți salariații în sală cu mult înainte de ora stabilită pentru deschiderea acesteia, făcând ca accesul cetățenilor comune în sală să fie aproape imposibil. Mai mult, orice intervenție a localnicilor a fost huiduită și însoțită de vociferări din partea angajaților, încercându să se pună presiune pe STE. Nu s-a pus întrebări din partea angajaților, ci toate intervențiile au fost protopitorie prin prisma locurilor de muncă nou create 14 și acelea de angajați care nu puteau să spună altceva. Nu considerăm normală prezența salariaților din afara comunei la această dezbatere, deoarece sub nicio formă nu a fost imparțial, iar normal era ca decizia să aparțină comunității și dezbaterea să se desfășoare în scopul în care noi considerăm că ea a fost organizată, și anume acela de informare și consultare a cetățenilor și nu acela de a se puncta o etapă din procedeul de emitere a autorizației de mediu. Este dreptul nostru al cetățenilor de a trăi într-o zonă fără poluare și nu într-o zonă poluată care se încadrează în anumiți parametri. Nu decidem acum pentru o zi sau două, ci decidem chiar viitorul copiilor noștri și niciun om politic nu poate să vină să ne spună că el este garantul că nu va fi poluare, când în clar în studiu se vorbește de poluare. Oamenii politici sunt cei care vin, pleacă, ne cer voturile și atunci ne ridică statui sau ne acuză când sunt la putere sau nu înțelegem nimic, ne opunem investițiilor la nivel de comună sau pe timp de criză. Atenție, domnilor, noi ne opunem deschiderii topitoriei pe această locație și nu investiție, iar studiul trebuia să prevadă și o altă locație de luat în calcul. Nu putem porni la drum cu o singură variantă pentru că unii doar așa vor și nu astfel. Trebuie de astfel
să existe și o altă alternativă, variantă care să fie convenabilă OAC, chiar dacă nu este legată de halele existente în Dumbrăvița. Dar toți primarii din județ de avea așteaptă un investitor ca și OAC și ca atare, noi nu ne putem să ne gândim că nu le-ar fi asigurate toate condițiile pentru deschiderea topitoriei și în alte locații. În concluzie, vă solicităm să procedați la organizarea unui referendum la nivel de comună, ocazie cu care cetățenii să-și exprimă în mod democratic propria părere referitoare la deschiderea topitoriei, cum este normal într-o țară civilizată. În această situație, dumneavoastră, domnilor consilieri, nu veți fi răspunzători în fața comunității de o decizie luată la cală în anumite condiții. Toți trăim în această comună și nu ne este indiferent cum o facem, de aceea aveți obligația de a organiza acest referendum. Considerăm obligatoriu referendumul pentru că suntem cetățeni acestei comune și părerea noastră contează. Dar noi avem dreptul să ne decidem soarta dezvoltării ale comunității, beneficiul. Doar noi avem dreptul să ne decidem soarta, solicităm organizarea unui dialog social în care se prezinte obiectiv interesele de dezvoltare ale comunității, beneficiul la bugetul local, precum și a evitat pe viitor acțiunile de intransparență. Menționăm că la data de 30.03.2011 s-a depus la Agenția de Protecție a Mediului Maramureș, Consiliul Județean Maramureș, Prefectura Maramureș și Primăria Dumbrăvița tabelele cu semnăturile a 1500 de cetățeni din comuna Dumbrăvița care nu sunt de acord cu deschiderea topitoriei de aluminiu. Un grup de cetățeni ai comunei Dumbrăvița, Cada, Păduța, Pascal, Timar, Gabela, Șovagheu, Dumitru, Gheorghe, Trandafir, Pop, Poșan, Maxim Trean, Nicola, Teofil, Taroș, Gabriel, Angelica, Chici, Vasile, Chici, Furtun, Maria, Pop, Dumitru. Este datoria mea ca și primar și spun acest lucru pentru a termina odată cu toate acuzele care se fac și se aduc la adresa administrației localice, la adresa administrației locale, pentru că noi aici facem administrație și nu facem pe bunul plac a unora sau altora. În consecință de cauză, această comună, conform legii, este condusă de către Consiliul Local. Consiliul Local este forul deliberativ al comunității, iar primarul, în calitate de primar și funcție care o reprezintă, duce la îndeplinire tot ceea ce hotărăște Consiliul Local. Nimeni în afara Consiliului Local nu hotărăște, poate propune, dar votul final aparține Consiliul Local în orice variantă. Și pe această cale a fost datoria mea să informez public, să arăt că nu am de ascuns absolut și nimănui absolut nimic și interesul nostru a comunității este de a face doar administrație și nimic altceva față de cum cred unii sau alții. Sau se exprimă prin alte moduri care consideră dumnealor că le sunt la îndemână. Pe această cale eu dau cuvântul Consiliul Local să-și expună punctul de vedere. Domnule consilier, vă rog frumos să vă scrieți la cuvânt. Nu, dar nu vă rog frumos, nu mai mult de două minute, pentru că nu întârziem foarte mult. Poftiți, domnul viceprimar. Bună ziua, tuturor. Vreau foarte pe scurt și să mă limitez la ceea ce este esențial. Sigur, problema luată în discuție are două fațete. De o parte, grija față de mediu, frica de poluare și, pe de cealaltă parte, nevoia de locuri de muncă, de dezvoltare, de, la urmă, un mediu tranșare corectă, așa cum se scria și în presă, a acestei probleme. Noi consider că suntem datori să luăm în calcul ambele fațete, atât grija față de mediu, față de indicii de poluare, dar și această nevoie de locuri de muncă, de rezolvarea problemelor sociale și, nu în ultimul rând, de dezvoltare și de satisfacere a nevoilor financiare ale comunității. La urma urmei, de satisfacerea intereselor generale ale comunității. Sigur, am văzut, am ascultat materialul pe care domnul primar l-a citit aici în fața noastră, referitor la solicitarea de referendum. Consider că în această situație, deocamdată, pentru comuna noastră este nevoie de forță de muncă, de locuri de muncă, de venituri la bugetul local, dar, așa cum am spus și înainte, de grijă față de mediu. Atâta vreme cât instituțiile statului, abilitate, instituțiile de reglementare și-au dat avizul pentru pus, pentru că de acest lucru discutăm astăzi, pentru planul urbanistic zonal de schimbarea destinației halei în
destinația topitorie. Deci atâta vreme cât instituțiile și-au dat avizul, cât studiul de impact decizează că nu este vorba de un impact asupra mediului, eu sunt de acord cu această investiție. Cu condiția, revin, deci să monitorizăm foarte atent la punerea în funcțiune această funcționare, să monitorizăm și în cazul în care este poluant, atunci declanșăm procedurile pentru oprirea activității. Atunci va fi ora adevărului și vom vedea dacă într-adevăr poluează sau nu poluează. Este păcat să ne risipim în niște lupte. De o parte, specialiștii spun nu poluează, nu este un impact major, este la limita incintei, și pe de altă parte să ne batem noi între noi cu fel de fel de argumente, mai mult sau mai puțin veridice, în ca argument pentru o situație sau alta. Deci eu așa văd problema și propun tuturor să dăm credit specialiștilor, să aprobăm acest curs. Deocamdată propunerea mea este și voi vota împotriva referendumului. Nu consider că se poate tranșa, cum să spun, în interesul general această problemă printr-un simplu vot. Lumea nu este o discuție tehnică și încă părerile sunt împărțite. Ora adevărului va fi atunci când se va măsura factorii de mediu, când se va măsura concentrația din sol, de diferite nopse, dacă vor fi sau nu vor fi în sol, în aer sau în apă. Vă rog frumos, încercați să terminați, care să putem dați. Eu, în altă ordine de idei, dacă se face referire la acea listă depusă în martie, pe acea listă, vă spun sincer, mă regăsesc și eu, deși n-am semnat niciodată departe de mine gândul de a contesta solicitarea unui referendum. Sunt de acord și așa trebuie poporul să conducă, dar poporul trebuie să conducă informat și să ia deciziile în cunoștință de cauză. Mă regăsesc pe acea listă, deși n-am semnat pentru, nici pentru referendum și nici pentru a nu exista topitoria. Acum dați-mi voie să mă îndoiesc și de celelalte semnate. Mulțumesc. Mulțumim. Poftiți, cine doresc. Domnul consilier, dintre dumneavoastră, mai doriți careva? Poftiți, domnul Câmpan. Mă aduc aminte de acum 10 ani când am pornit investiția, nu noi, ci alt investitor mare pentru Italsova. Aceleași probleme au fost și atunci și astăzi, unii din care au protestat, au angajați din familie la Italsofa și se bucură ca un loc de muncă. Aceleași probleme au fost și cu Aramisul și dacă n-ar fi Aramisul și Italsofa și OAC-ul, noi cred că în județul Maramureș am putea lua Străițuca și să ne cotăm de lucru în altă parte. Eu mă gândesc la aceste 11 semnături că niciunul dintre acei 11 nu au studiile de mediu. Să fie un inginer în domeniul mediului și să poată susține cu tărie că poluează. O luat-o din aer și gata, poluează. Eu dau credibilitate organelor care au făcut toate demersurile și nu putem vota împotriva acelor specialiști care ei știu. Și cum a spus și domnul Trifu, dacă se va constata că poluează, automat Consiliul Local hotărăște suspendarea topitoriei. Eu voi vota pentru și împotriva referendumului. Poftiți, domnule. Domnilor, întrucât
atunci mai la început s-au luat un tabel pe sate, s-au făcut un tabel cine e pentru și cine e împotriva, adică să fie împotriva topitoriei de aici de aluminiu. Dom'le, eu am fost unul care a fost prima dată împotrivă. Și mi-am dat accept atunci și semnătura că sunt împotrivă. Dar, pe urmă, după ce m-am consultat cu anumiți specialiști în domeniul de activitate, atunci a fost omulată o doamnă pe acolo care habar n-au. Nici eu n-am avut gătiune să știu că nu sunt specialist în domeniul ăsta de poluare. Și, întrucât după aia, m-am consultat cu anumiți specialiști în domeniul de activitate asta la mediu și așa mai departe, anumiți profesori care lucrează într-un laboratoriu. Eu, pe urmă, am luat o hotărâre de unul singur să-mi retrag semnătura aia și să fiu de acord cu această topitorie pe care să o facem în continuare. Că să ne gândim pentru ce? Că să ne gândim la locurile de muncă. Dacă noi, ăștia mai bătrâni, care avem un leu de pâine pe mâini și pe altă mâini, ne gândim la urmașii noștri, unde se lucrează băieții ăștia, domnul? Unde se lucrează? Că termină școli și n-au unde să lucrează. Noi trebuie să ne gândim la un loc de muncă care să-l aibă după școlarizare și așa mai departe. Și întrucât domnii de la OAC de aici vreau și au niște idei foarte bune pe motivul că vreau să facă o școală profesională care să califice tineret, se angajează cu contract de muncă și așa mai departe. Dom'le, asta e o bucurie pentru noi localnici de aici, din comuna noastră. Și eu sunt împotriva referendumului și sunt de acord cu această investiție. Salut prezența domnilor președintele Consiliului Județean și a domnului deputat Tătaru, precum și a publicului care ne onorează cu prezența, în calitate de consilier, împreună cu ceilalți consilieri în cadrul comunei, vreau să amintesc niște realizări în cadrul comunei care realizări nu sunt căzute de la sine. Aia este, toate s-au realizat cu investiții, cu bani. Începând de la drumuri, putem afirma în mare că în cadrul celor 6 sate, care nu e ușor să faci pe voia tuturor cetățenilor, să le faci drumuri, să le întreții, nu la nivelul care ar trebui să fie, dar chiar de asta suntem aici și am urmărit să avem investitori și să ne putem dezvolta în continuare. Am realizat cămine culturale în toată comuna. S-au reabilitat 2 școli și una în care s-a mărit ca spațiu pentru domnul Petre, vreau frumos că să expire. Avem o problemă în legătură cu iluminatul public, care nu știe nimeni cât costă acest iluminat public. Aș mai aminti că la toate aceste investiții și întrețineri în continuare am considerat de bună cuvință, nici o secundă nu ne-a trecut prin gând când vineam destui cetățeni înainte de a avea această investiție de a solicita să avem orice investitori în cadrul comunei. Și noi cu bună credință n-am fost niciun moment și nu suntem nici în continuare niciun moment ca să fim niște persoane care să nu fim în contact cu omenirea. Eu toată viața am lucrat între oameni și nu mă pot debarasa, să zic că duc oamenii în eroare sau după cum au reieșit din discuțiile oamenilor, că am fost mituiți cu niște cuvinte urâte la adresa noastră. Noi, eu de câțiva de zile tot consilier în care mi-am adus aportul
toate ce s-a realizat în comună, am avut parte, numai singur, cu întreg colectivul și am avut o înțelegere cu toți consilierii, fără ca să avem probleme de certuri și de una și de alta. Consider că și această investiție care ne-am bucurat cu toții că a venit, eu o susțin în continuare și în contra referendumului și tuturor discuțiilor, bârfelor care s-au făcut la adresa noastră că ne-au mituit și suntem mituit. Însă aici, domnii de la fabrică, aș dori ca să spună cu ce am fost mituit. Că nici am copii ca să-i angajez acolo, nici am niciun fel de probleme ca să mă poată bănui cineva de anumite... Și eu cred că în asentimentul meu și ăștia alți colegi consilieri. Okay,